am luat în mână microfonul, am purces la petrecerea organizată de o revistă destinată bărbaților și, pentru că erau adunate ciorchine o grămadă de superbități, fiice ale Evei, am făcut pe interesanții și am început cu o întrebare filozofală. Când este o femeie cu adevărat frumoasă? Dimineața când se trezește. Când e fericită, cred eu. În fiecare zi este frumoasă dacă știe să aibă grijă de ea. Când ea știe că e frumoasă. Și cum știe ea, femeia, că-i faină de pică? Ce înseamnă frumusețea? O femeie niciodată nu se simte bine în pielea ei decât atunci când are o piele frumoasă. Să fie părul natural. Așa? Atât? Nu, atitudinea contează foarte mult. Ținuta, aerul pe care îl transmit. Trebuie să se accepte pe ea și să se iubească pe ea. Și atunci frumusețea vine din interior. Dar trebuie, bineînțeles, să ai grijă de tine. Normal, să mergi la păr, la creme. Că frumusețea interioară se reflectă în frumusețea exterioară, înțelegi? Înseamnă că ai un suflet mare. Da. Frumusețea supremă cu cheltuială se ține. Știe asta orice femeie. Nu toate au însă dare de mână. Cât cheltui tu pentru a te menține frumoasă în fiecare lună? Foarte puțin spre deloc. Adică? Pentru că m-am obișnuit încă de când eram în liceu să-mi fac acasă, de la păr, machiaj, nimic. Sincer, asta fiu. Nimic? Nu. E totul natural? Da. Abia mi-ajung de rate, deci bani de frumusețe nu mai am. Și că investiția în frumusețe e cheia succesului. De ce cheia? Pentru că deschide uși, altfel ferecate. Surprinzător, dar da? Da? De care uși? Tot felul. Da, multe, foarte multe. Depinde ce uși vrei să deschizi acum. Deschide uși. Ce uși? Aproape toate ușile. Dar trebuie să fii foarte atentă, că de obicei sunt uși de alea rabatabile și zbang, te lovesc în nas, când ți-e lumea mai dragă?